Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat și probat activitatea infracțională a 3 persoane cu vârste între 43 și 61 de ani, funcționare în cadrul Centrului Financiar Tudor Vianu din Giurgiu, care în perioada septembrie 2010-2011 și-au însușit nelegal din bugetul instituției bani sub formă de salarii prin plăți multiple pe carduri și prime de instalare, falsificând documente justificative, indemnizații de concedii de odihnă și salarii fără întocmirea documentelor legale. Polițiștii împreună cu specialiștii din cadrul Curții de Conturi Giurgiu au stabilit că în perioada supusă controlului și-au încălcat atribuțiile de serviciu prin nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor proprii din chirii, prejudiciul fiind de circa 360.000 de lei noi. Persoanele suspecte au fost reținute pe bază de ordonanță pentru comiterea infracțiunilor de delapidare, neglijență în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals intelectual. Deși inițial cele trei angajate au primit mandate de reținere pentru 24 de ore, instanța a decis ca acestea să fie cercetate în stare de libertate.